Îi mulțumim Violetei, juristei Violetei, Violeta Gașițoi, pentru informația utilă pe care ne-a oferit-o. Continuăm emisiunea noastră cu oameni frumoși și oameni talentați, veniți direct din Franța. Bună dimineața! Este vorba despre Ecaterina Baranov, pianistă. Bună dimineața! Moldoveanca! Moldoveanca, pianistă talentată, care a revenit acasă. Și renumită, evident. Da, într-un gând. Bună dimineața, bine v-am găsit! Am venit să vă vorbesc despre un proiect foarte, foarte interesant și inedit. De fapt, este un proiect pe care l-am început, cred că acum 2 ani. Primul concert l-am avut la Filarmonica Națională din Chișinău. Se numește Arc Muzical Istoric. Și, bine, scopurile proiectului sunt diferite. Avem o bibliotecă online cu partiții și înregistrări și informații despre compozitorii noștri basarabeni. Ne interesează, de fapt, începutul și jumătatea secolului 20. De ce? Pentru că nu îi mai avem. De fapt, este foarte ciudat. Bine, poate nu e atât de ciudat, pentru că noi am avut și continuăm să avem o istorie foarte tumultuoasă, bucățica asta de pământ, care actualmente se numește Republica Moldova. Dar poate e și firesc undeva că ne-am pierdut o parte din identitatea noastră intelectuală, culturală, istorică, care este muzica clasică a compozitorilor noștri basarabeni. Dar este mare păcat. Este mare păcat, partiții se pierd. Deja din arhive, din experiență proprie, am observat, m-am comunicat cu compozitori sau cu moștenitorii lor, care mi-au spus că, bine, foarte multe partiții din arhive au dispărut. Arhivele audio se demagnetizează, deci ceea ce auzim nu este prea comprehensibil, așa, pe jumătate. Nu se mai cântă această muzică și e foarte mare păcat, pentru că este un material interesant, original, impregnat cu mult folclor român, inspirat profund din stilul nostru național și din modul nostru de a gândi și de a fi. Și, bineînțeles, supus, ce să zic, tumultului istoric pe care l-a suportat. Datorită dumneavoastră, oamenilor de artă, ele sunt readuse la ochiul și la urechea publicului. Nu exact datorită nouă oamenilor de artă, pentru că, de fapt, pentru că în afară de inițiativa noastră, deocamdată nu mai există niciuna. Păi de asta și zic. Da. Problema este că nu știu de ce noi nu mai atragem atenția asupra acestei perioade istorice. Și atunci, întâmplător, descoperind acest lucru, fiind de 10 ani peste hotare și, mă rog, având necesitatea aceasta, nostalgia aceasta patriotică, am descoperit acest lucru și am declanșat un proiect de redescoperire, conservare și difuzare a patrimoniului nostru cultural, reprezentat prin muzica clasică. Lucrez cu oameni străini, cu interpreți străini. De ce? Pentru că ei, interpretând lucrările respective, le vor duce cu ei în calea lor, cum zic eu, le vor zburătăci așa, în calea lor scenică și artistică. Vreau să întreb, ce impresie au atunci când interpretează lucrările noastre naționale? Păi, bineînțeles, a început sunt ceva sceptici. Vă dați seama, nu prea este cunoscută muzica noastră, adică deloc, peste hotare. Dar începând, pipăind lucrările și auzind, ce să zic, materialul verbal pe care îl propun, sunt extrem de curioși. Și, într-un sfârșit, sunt foarte fericiți că au descoperit acest material și muzical. Se implică așa. Se implică. Le place foarte mult. Mai mult decât atât, am fost foarte surprinsă să văd curiozitatea publicului vis-a-vis de muzica noastră națională. Ei sunt foarte receptivi și sunt foarte deschiși și le place foarte mult. E ciudat, dar așa este. Hai să privim niște poze. Da. Vroiam să vă mai zic despre ultimii pași pe care încercăm să-i, bine, ultimii, care încercăm să-i promovăm vara aceasta. Am înregistrat un disc cu miniaturi ale compozitorilor basarabeni, bineînțeles, sunt cântate de pianiști și o soprană de diferite origini.
Ei activează toți în Franța, majoritatea sunt colegii și prietenii mei. Discul este absolut artizanal. În general, proiectul este absolut artizanal. Vine așa din curiozitatea, entuziasmul și nebunia noastră, dacă vreți. Nu avem absolut niciun suport financiar. O facem din dorința noastră de a împărtăși un material necunoscut. Și am înregistrat de acest disc pe care îl propunem și în Franța și aici, până și aspectul exterior este artizanal. De fapt, este operă a artiștilor pictori, Cristina Elinescu, Anda Ciobanu Brașoveanu, Eugen Gorean. Ei pictează fiecare plic în parte. Sunt piese unice, capodopere, sunt extraordinar de frumoase. Sincer să vă zic, prima dată când Cristina Elinescu mi-a arătat primele 10 plicuri, eu am zis, mamă, dar cum să fac să nu le mai dau nimănui? Cum aș face eu să rămână la mine? Sunt extraordinare, sunt cu adevărat superbe. Păcat că nu ați avut posibilitatea să aduceți un CD ca să îi intrigăm și pe telespectatorii. Puteți găsi un trailer, puteți găsi un teaser, așa, un mic video incitant pe YouTube. Se numește Arc Muzical Istoric. Avem un canal, Arc Muzical Istoric, pe YouTube. Dacă intrați acolo, aveți varianta și românească și franceză. Și puteți vedea, bine, dacă aduceam un disc, nu zicea mare lucru, pentru că ele sunt toate diferite. Ele sunt piese unice și atunci... Vorbești cu atâta patos, cu atâta entuziasm despre valorile noastre culturale moldovenești, dar eu cred, pe de altă parte, că anume personalitatea ta e convins pe artiștii de talie mondială din alte țări să interpreteze piesele noastre. Ce să zic, până într-un sfârșit... Personalitatea mea în acest proiect este doar un atribut. Ești atât de modest. Nu, de ce? Dacă funcționează, atunci este foarte bine. Probabil i-am intrigat undeva, da, dar ei au fost deja curioși și ei înșiși. Deschiși. Exact. În august venim cu 7 concerte cu un grup de francezi voluntari. Foarte frumoasă noutatea. Da, exact. Să nu uitați și de bună dimineața să veniți aici la noi. Cu cea mai mare plăcere. Chiar vă mulțumim pentru invitație. Cu cea mai mare plăcere. Sunt... francezi voluntari care vin să cânte lucrările compozitorilor basarabeni. Un concert va avea loc în Chișinău, celelalte vor avea loc în mediul rural. Scopul nostru este să intrăm în sufletul oamenilor noștri de la țară, în realitatea lor, așa cum este ea. Aducem niciun pian din exterior, vom cânta la ceea ce găsim pe loc. Bine, mai sunt și alți instrumentiști, pentru că vom cânta două concerte ale compozitorilor noștri pentru pian și orchestră, reduse la un ansamblu de 8 persoane. În plus, vom avea un duet tenor-pianist. Pianista este din Portugalia, Rita Namorado, și tenorul este al nostru, Yuri Vasiliev. Ceilalți sunt invitați. Avem o cipriotă, Eleni Capa, bine, restul sunt francezi. Liz Bașur, solista care va cânta în această vară, a cântat și la filarmonică, deci publicul în principiu o cunoaște. În Chișinău vom cânta la... Bine, concertele nu sunt în cadru clasic. Vom cânta lângă centrul social în construcție pentru copiii cu dizabilități care aparține Bisericii Sfântul Dumitru. Vom cânta... în același cadru ca și la țară, probabil la un pian drept, afară, pentru oricine vrea să se alăture și să audieze programul nostru. Și cam asta e. La țară vom cânta în 6 localități. Deci începând cu 12 august până în 18 august, în această ordine, Palanca Căraș, Muzeul Casa Părintească, Hâncești, Manuc Bey, după care mergem la nord 3 concerte, pe 14 Prajila, 15 Mihăileni, 16 Văratic, 17 este Chișinău și pe data de 18 la Casa de Cultură din Ghetto. Noi vă urăm mult succes. Vrem să te întrebăm dacă recunoști această melodie de pe fundal. Este vorba de Pavana de George Enescu. Da, este. Îți trezește o nostalgie cumva? Este un videoclip din arhiva mea. Ia să vedem ce am pregătit pentru tine. Thank you.
Felicitări, foarte frumos pentru ceea ce faceți. Într-adevăr, este de salutat și de apreciat. Vă dorim multe succese. Este foarte bine atunci când basarabenii noștri plecați. Nu uită de unde au plecat și revin la noi cu surprize pentru moldovenii noștri. Noi vă mulțumim și ascultăm în continuare această frumoasă muzică divină. Divină. O excepțională realizare de Octavian Grigoriu sub interpretarea la pian a Ecaterinei Baranov.